Vineri vorbim despre o vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru acest început de primăvară, atât în țară cât și în Giurgiu. Cerul va fi senin, iar soarele va străluci pe tot parcursul zilei. Vântul suflă domol până la moderat, iar în aceste condiții temperatura va urca spre 19 grade la orele amiezii, dar temperatura resimțită va fi de 22 de grade. Seara vântul crește în intensitate, iar temperaturile minime scad până la 6 grade Celsius. Șansele ca precipitațiile să-și facă apariția sunt minime, iar cerul rămâne senin și seara. Presiunea atmosferică este variabilă, dar se menține la parametrii normali. Temperaturile din județul Giurgiu sunt următoarele. Bolintin, 20 de grade, Izvoarele, Comana, 18 grade, Mihăilești, 17 grade, Ghimpați și Izvoarele, 20 de grade, iar la Giurgiu avem 19 grade. Vântul va sufla cu 13 km pe oră din est-sud-est. Presiunea atmosferică este de 765 mm coloană de mercur. Umiditatea este de 56%, iar Dunărea este în creștere cu 5-15 cm, iar cota probabilă este de 228 cm.